La nivelul județului Buzău, cu precădere în mediul rural, încă avem numeroase unități școlare, unde pragul de vaccinare impus de 60% nu a fost atins. Astfel, de luni, nu toți elevii se vor putea reîntoarce în școli. Avem în scenariu 1 cu prezență fizică 59%. În scenariu 2, adică online, avem 40% și pentru infrastructură în scenariu online 1%, respectiv 2 unități, unde sunt și încă mai avem o perioadă, zicem noi, scurtă de timp, lucrări mai ample de reabilitare termică și consolidare. În orașul Buzău, pragul de vaccinare nu a fost atins de mai multe grădinițe, dar nici de liceul cu program sportiv. În municipiul Buzău, ca să le detaliem un pic, avem scenariu 1 cu prezență fizică 74% din unități, scenariul 2 cu în online 23% și cele două unități care am spus că sunt în online pentru infrastructură sunt din municipiul Buzău, reprezintă 3%. Și la Râmnicu Sărat, rata scăzută de vaccinare își va pune amprenta asupra modului în care se vor face cursuri de săptămâna viitoare. Avem 70% prezență fizică și 30% online. Procentul de la online se datorează procentului mic de vaccinare al cadrelor didactice din unitățile acestea de învățământ, dar și din structurile care aparțin unor unități cu personalitate juridică, procent care este sub 60%. Și în conformitate cu Ordinul Comun de Ministru din data de 5 noiembrie, ce avem sub 60% merg în scenariul 2 în online. În vederea susținerii activității fizice a elevilor în școli vor ajunge testele non-invazive, prevenind astfel riscul transmiterii COVID. Testele urmează să ajungă în unitățile de învățământ în cursul săptămânii viitoare. În momentul în care, la nivel de inspectorat, le vom primi, cu siguranță în aceeași zi le vom distribui și unităților de învățământ și sigur vom avea și o procedură de testare a elevilor, dar și al personalului din unitate, procedură care va trebui să aibă girul Ministerului Sănătății, adică a celor specialiști cu competențe în domeniul sanitar și le vom pune în aplicare. În contextul actual, desfășurarea în format fizic a cursurilor depinde în mare măsură de dorința de vaccinare a cadrelor didactice și a personalului auxiliar. Aș dori să folosesc prilejul pe care mi l-ați acordat să rog colegii din unitățile de învățământ să se documenteze și dacă dumnealor consideră de cuviință să se vaccineze, pentru că aceasta este singura cale prin care activitatea didactică se poate desfășura cu prezență fizică, așa cum ne dorim și noi, și elevii, și părinții, și întreaga societate. Informațiile detaliate privind situația unităților de învățământ din județul Buzău pot fi găsite pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, datele fiind actualizate constant.